În fiecare an, când se apropie sezonul rece, toți șoferii se văd nevoiți să-și pregătească mașina, iar unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facă este schimbarea cauciucurilor cu cele de iarnă. Acestea sunt foarte importante atât pentru siguranța participanților la trafic, riscul de accident fiind diminuat, cât și pentru eficiența și funcționarea mașinii. Pentru montarea învelopelor de iarnă nu este stabilită o dată exactă, dar reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara îi sfătuiesc pe șoferi să facă acest lucru cât mai curând, deoarece vremea este capricioasă. În plus, lipsa cauciucurilor inscripționate cu M plus S constituie contravenție și se pedepsește cu aplicarea de sancțiuni constând între 9 și 20 de puncte de amendă, dar și cu reținerea certificatului de înmatriculare de către poliția rutieră până la dovada montării anvelopelor de iarnă. În această perioadă, polițiștii rutieri vor intensifica acțiunile de control în trafic în privința respectării principalelor reglementări privind circulația pe drumurile publice, scopul acestor controle fiind acela de a reduce riscul rutier și a menține acest trend descendent în privința numărului de evenimente rutiere cu victime. După cum bine știți, viteza, din păcate, constituie o cauză principală generatoare de evenimente rutiere, fie că vorbim despre viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de drum, și în acest sezon vorbim și despre condiții specifice sezonului rece, pentru că vom avea practic parte de un carosabil umed în perioada următoare sau chiar dacă temperaturile vor fi ușor negative, putem vorbi despre un carosabil acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, situație în care, după cum cunoașteți, există o prevedere legală ce îi obligă pe șofer să își doteze autovehiculele cu acele anvelope de iarnă care să fie inscripționate cu simbolurile MS. În caz contrar, aceștia sunt pasibili de sancțiuni contravenționale, dar pot produce chiar evenimente rutiere și, bineînțeles, nu este de dorit acest lucru. Folosirea anvelopelor All Season este acceptată în general în orașe unde, de regulă, drumurile sunt curățate de zăpadă sau polei. Mai trebuie menționat că în cazul autovehiculelor de marfă de peste 3,5 tone și al celor de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaun, există și obligativitatea montării pe roți a lanțurilor sau a altor echipamente antiderapante certificate pentru circulația pe drumurile publice în condiții de iarnă.